Clasa pregătitoare rămâne în învățământul obligatoriu de la 6 ani și poate fi organizată în școală sau în grădiniță, decizia privind locul unde vor învăța copiii fiind luată în funcție de spații, după consultarea părinților, care trebuie efectuată până la data de 31 martie. Toți copiii trebuie să treacă prin clasa pregătitoare, cu o singură excepție. Preșcolarii care în toamnă vor avea deja 7 ani împliniți pot fi înscriși direct în clasa 1. Părinții sunt indeciși în privința acestei situații. Unii sunt de acord cu clasa pregătitoare, însă alții vin și îi contrazic. Până pe 31 martie ei vor fi consultați și trebuie să spună ce își doresc, clasa pregătitoare în școală sau în grădiniță. Părerile sunt împărțite. Cred că e folositoare, pentru ca deja când vor fi în clasa 1, copiii să știe noțiunile de bază. Să fie puțin greu, dar sperăm că totul se va rezolva și să fie bine și pentru copii și pentru părinți. Clar că e un abuz asupra copilăriei. După părerea mea, sistemul de educație actual e falimentar deja. În urma deciziei, înscrierile în clasa pregătitoare ar începe în luna aprilie. În cazul în care un copil are vârsta de 6 ani, iar părinții nu vor să-l înscrie în clasa pregătitoare, ei trebuie să aducă dovada faptului că preșcolarul nu este pregătit pentru această formă de învățământ.